Dexter, bine ai revenit! Te salut, Bogdan, bună, dragilor! Dexter's Laboratory! Astăzi pregătim ceva cu multe calorii? Pregătim ceva care sigur se încadrează în cele 3500 de calorii, e mult mai sănătos decât pizza. Am zis să ne bucurăm de legumele astea de sezon pentru că frigul a venit târziu și asta înseamnă că s-a concentrat foarte mult zahăr din ăla benefic în legume, așa că avem speclă, dovleac, cartofi, da. Cu cât se coc mai târziu așa, cu atât se concentrează zahărul din ele și ele sunt mult mai dulci și mai bune și mai sănătoase. Interesant. Că e zahăr din ăla care se asimilează ușor. Bun, și asta înseamnă că mai exact ce pregătim noi azi? O să facem două preparate, o să facem o salată caldă cu caracatiță, cartofi, dovleac și babic de Buzău. Ohoho! E așa un fusion spaniolo-român, ei folosesc ciorizo de obicei. Caracatița aici. Și caracatița e un produs foarte bun de consumat iarna, pentru că este în sezon în Grecia. Și o să facem și o tartă cu legume și brânză de capră, și anume sfeclă, rucola, cimbru și mai departe vă arăt. Care este avantajul a mânca în general brânză de capră și nu de vacă? Să știi că brânza de capră ca structură și laptele de capră sunt cel mai apropiate de laptele matern și organismul le asimilează altfel și nu avem nici probleme de intoleranță la lactoză, pentru că e o chestie destul de des întâlnită în ziua de astăzi și lumea a văzut că se ferește de lactate, o dau pe oat milk, pe alte chestii, însă laptele deci de capră foarte e foarte sănătos. Da. Hai să ne apucăm de treabă, să vedem cu ce începem. Ce ne trebuie? O să începem cu sfecla. Ia uite aici, avem ca un am șef profesionist și Dexter are aici tot ce-i trebuie. Să știi că eu pot să fiu ajutorul tău, să-mi zici. Okay. Farfecă, să-ți dau o farfecă. Perfect. Ce-ți trebuie de aici? Am nevoie de cuțitul acela care pare ruginit. Ăsta de aici care de fapt... Da, e un cuțit japonez, făcut manual, după interesant. Metoda... Meșteșug adevărat aici, nu? Săbiilor, da. Catanelor. Bun, uite așa se oferă să cuțitul. Sfecla. Vrei să tai tu? Nu, lasă că te murdărești. Pătează sfecla, că altfel într-adevăr. Tăiam aici de numai, dar cred că mă umplu de... O să tăiem așa în sferturi și apoi o să o călim puțin la tigaie cu niște unt, cu niște ceapă roșie, cu cimbrișor, puțin oțet balsamic pentru că avem nevoie de extra zahăr și o să facem un tart tatin. Francezii de obicei o fac cu mere și am zis să vin cu ceva diferit, să facem un tart tatin cu legume. Punem deasupra aluat de foietaj, o coacem 20 de minute și între timp o să curățăm cartofii și dovleacul pentru salată. Perfect, așa facem. Ne-am apucat de treabă în bucătăria, vorbește lumea cu Dexter. Suntem curioși să vedem ce iese. Geamă Nalil este în bucătărie pentru că asta e o altă calitate a gemenilor. Suntem în bucătărie ca să gustăm și să învățăm și astăzi chiar am de la cine să învăț. Șef Dexter este alături de noi. Aș vrea să repetăm un pic ce gătim astăzi, da, să repetăm un pic... pentru geamănul, telespectatorii, rețeta geamănul pentru... Dexter, eu sper să mai vreți să aveți de-a face și cu mine. Ești zodia gemeni? Da. Foarte tare. Gemini Power. Tocmai și-am scos de la cuptor tarta noastră cu sfeclă și brânză de capră. Și pentru că este un tart tatan, adică o tartă inversată, care are și o istorie frumoasă, era un hangiu care avea două fiice și au stricat prăjitura și a trebuit să o întoarcă. Acum o să facem operațiunea asta riscantă. Hop. Să vedem ce a ieșit. Și... un pic? Trebuie mai trebuie bătut un pic. Ia uite. Wow, ce bine arată. E precum o tartă cu mere, doar că de data asta ne bucurăm de legume de toamnă, toamnă-iarnă, sfeclă, ceapă roșie și aici am brânză de capră, care va veni deasupra. E o tartă foarte interesantă, e așa o prăjitură cu legume, dacă vrei să-i spunem așa. Arată foarte bine. Chiar arată bine. Și miroase foarte bine. Și miroase. Și o să mai venim deasupra cu niște rucola și e gata. Bun. Deci tartul tatan l-avem gata și ce facem cu caracatița? Cu caracatița acolo, pentru că e un produs care se consumă iarna, în special în Grecia, pentru că, contrar aparențelor, toți când mergem în vacanță în Grecia, mâncăm caracatiță. Așa e. Ea este în sezon iarna și o să facem o salată caldă cu dovleac, cartofi. Am înlocuit chorizo-ul pe care îl folosesc spaniolii la această salată cu babicul de Buzău, de la noi de la Buzău. Ce bine. Și caracatiță la grătar.
Perfect. Și aici fierbe ceva. Aici fierbe... Cartofii pe care i-am fiert împreună cu dovleacul, fiindcă au cam aceeași densitate și necesită același timp de fierbere. Uh-huh. Am văzut și ceapa asta tăiată aici mărunt. Asta la ce o folosim? Ceapa o vom căli și o să o adăugăm în salata cu caracatiță, pentru că adaugă dulceață. Șef, îți mulțumim. Vin mai târziu, da? Pe la tine. Okay, Dexter astăzi în laboratorul lui, de aici din platoul Vorbește Lumea, ne-a pregătit niște farfurii, trebuie să recunoaștem, cu adevărat spectaculoase. Dexter, se definitivează rețeta? Da, uite, acum pun final touch, puțină aciditate de la lămâie și este gata și salata noastră. Hai să trecem din nou prin rețetă, să înțelegem la ce ne uităm. Avem o tartă cu sfeclă, brânză de capră, ceapă roșie, nuci trase la tigaie și un aluat de foietaj foarte untos, așa pentru vremea asta friguroasă. Chef Dexter, asta e tart tatin, nu? Da, sau așa este un tart sfeclan, dacă vrei să spunem așa. E interpretare proprie, de obicei tatinul este desert. Și aici avem o salată caldă cu caracatiță, babic de Buzău, ca să dea un pic de grăsime și de căldurică, așa, cartofi, dovleac, puțină rucola și niște capere pentru aciditate. Vreau să zic că arată atât de bine aceste farfurii că mi se pare blasfemie să le strici cu furculița. Pe de altă parte, în egală măsură, sunt atât de curios să gust din ele. Hai să tăiem și foietajul ăsta. Hai să tăiem, să vedem dacă... Să vedem în secțiune. Dacă miese, ia uite secțiunea. Vorbeau invitații voștri de pizza, n-ai nevoie de pizza, te încadrezi și numărul de calorii. Și aburind, o să o pun aici, uite, am și niște pătrunjel, întotdeauna la îndemână. Extraordinar. Este... Mulțumim frumos, chef Dexter. Mare drag. Mulțumim oricând pentru idee, pentru rețetă. Și rămâne aici să mâncăm puțin.